stimatul domnul președinte Igor Dodon, ambasadorul Republicii Chineze Jiang Yangkong, este un ecograf mobil de înaltă performanță. Datorită acestei achiziții, cu siguranță va fi ridicată posibilitatea diagnosticării patologiilor, malformațiilor patologice, cu ajutor ulterior, cu ajutorul cărora, după aceste date, ne va fi mai ușor pentru a iniția un tratament după caz. În primul rând, eu vreau să aduc mulțumiri partenerilor noștri din China, care pe parcursul ultimilor luni, de mai multe ori, a venit cu suport, atât cu echipamente, cât și consumabile, medicamente necesare pentru lupta cu COVID. Ceva timp în urmă, domnul ambasador s-a oferit să vină cu un suport important, pentru ca noi, la președinție, să decidem unde să acordăm acest ajutor. Erau diferite solicitări, sunt solicitări multe de la diferite instituții medicale, dar noi am examinat și am luat decizia totuși să ajutăm aici, la centru COVID, și cu suportul partenerilor noștri chinești, acest utilaj important de jumătate de milion de lei, 600 de lei, este donat aici pentru a vă facilita activitatea pe care aveți. Eu vreau cu această ocazie să mulțumesc separat medicilor, celor care în fiecare zi sunt aici. Înțeleg că, de fapt, sunteți în prima linie și cel mai mare risc îl aveți aici, pentru că, în primul rând, pacienții sunt aduși aici și dumneavoastră faceți trăiere. Într-adevăr, organizarea acestui centru a ușurat cu mult activitatea instituțiilor medicale. Sperăm foarte mult să facem față acestor provocări în continuare. Și cum a spus domnul ambasador, înțelegem cu toți că soluția în lupta cu COVID va fi vaccinul. Cunoaștem că în Republica Populară Chineză, în China, deja sunt primele rezultate referitor la vaccine. Sunt și în alte țări. Evident că noi, Republica Moldova, vom avea nevoie de aceste vaccine. Deci eu sper foarte mult și cu partenerii chinezi să avem discuții în această direcție pentru a găsi o soluție ca să începem vaccinarea binevolă în Republica Moldova cât se poate de repede. Încă o dată, domnul ambasador, vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră, sunteți alături atunci când este necesar și sunt fiar convins că vom face față tuturor provocărilor. Mulțumim! Încă o dată, din tot sufletul și din partea colectivului, vă mulțumesc! Зона верхняя, ровная. Все, хорошо. Актуал фундамент.